Eu și el. Doamne, singurul lucru care îmi făcea viața cu femeia asta suportabilă era faptul că știam că pot să plec la servici în fiecare zi. Și eu simt exact la fel. Deci să-i spun dimineața la revedere era fără îndoială cea mai frumoasă parte a zilei mele. Doar fiind în aceeași încăpere cu el. Deci când trebuia să mă întorc acasă să o văd din nou, devenea oribil. E ca o tristețe sau ca o duhoare sufletească sau ambele amestecate. Îți urăsc fața.